dimineața! Bine ați venit la Marea Sărbătoare a Românilor, 1 decembrie. Vă propun să începem ceremonialul de astăzi cu intonarea imnului de stat. Din partea Parlamentului României, alături de noi este domnul deputat Constantin Avram. Salut prezența colegilor primari din localitățile învecinate și amintesc aici pe domnul primar de la municipiul Moinești, Valentin Vieru, domnul primar al orașului Târgu Ocna și Loti Ștefan, domnul primar al orașului Slănic, Moldova, Gheorghe Paciu, domnul primar al comunei Solonț, domnul primar al comunei Zemeș, doamna viceprimară al comunei Dofteana. Salut prezența preacucernicilor părinți, a colegilor din Consiliul Local, al domnului director de la Agenția de Mediu Bacău, colegilor din Consiliul Județean și nu în ultimul rând al dumneavoastră, dragi dărmăneșteni. Rog preacucernicii părinți să facă acea slujbă de lume. Da. Te de om. Dumnezeul nostru, slavă ție, împărate cerețului, Domnule, Duhul al adevărului, care pretutindeni ești și toate le plinești, vistierul dumneavoastră și dătătorul de viață, vino și te sărăjește cu noi și ne curățește pe noi de toată închinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește pentru noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește pentru noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește pentru noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și bunurile astea și vecii vecilor. Amin.
Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, ne iartă nouă greșalele noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Toate este împărăția și puterea și slava Tatălui, cea Fiului, cea Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor și Duhului Tău. Din Sfânta Evanghelie, de la Mântuire, slavă Ție, Doamne, slavă Ție. Să luăm aminte, în vremea aceea au făcut sfat farisei ca să-L prindă pe Iisus în cuvânt, și au trimis la el pe ucenicilor împreună cu Irodiadei zicând, Învățătorule, știm că ești om adevărului și înveți pe oameni calea lui Dumnezeu după adevăr și nu-ți pasă de nimeni pentru că nu te uiți la fața oamenilor. Deci spune nouă, cum ți se pare ție, se care să dăm dajdie cezarului sau nu? Iar Iisus, cunoscând vicleșugul lor, le-a răspuns, De ce mă ispitiți, fățarnicilor? Arătați-mi banul dajdiei. Iar ei au adus un dinar. El i-a întrebat, al cui este chipul acesta și inscripția de pe el? Ale cezarului au răspuns ei. Atunci Iisus a zis către ei, Dați cezarului cele ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Și auzind acestea, s-au minunat, și l-au lăsat și s-au dus de acolo. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Miluiește-ne pre noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Pentru sănătatea și pentru mântuirea Lui. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! În urmă de orașilor și ai statelor, și pentru iubitoare de Hristos armată, pentru sănătatea și pentru mântuirea Lui. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Pentru mine pacele tale pe care cu mine scutare ne-ai revărsat asupra robilor și-aici tuturor. Cu stăruință ne rugăm și auzi-ne și ne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, cu miros bun, binevrânită să fie întru tot bune stăpâne, Aceasta-i mulțumirea noastră înaintea slavii Tale și ca unul durat trimite totdeauna lucrurilor Tăi milele Tale cele bogate, ne rugăm Ție, Doamne, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Izbăvește biserica Ta aceasta și țara aceasta, de toate ori ca te vrăzmașilor văzuți și nevăzuți, dăruind în templului Tău popor lungime de zile fără de păcat, sănătate și răspășire, în toate virtuțile creștinești, ne rugăm Ție a tuturor durate împărate, auză-ne și ne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Noi,
George sunt pe mare parte, și milostiți să vedem din nouă față de păcatele noastre, și ne miluiește pe noi, că milostiți și pe toate oameni Dumnezeuiești, și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărei milă este neasemănată și iubirea de oameni adânc neajunsă. La ta slavă căzând cu frică și cu cutremur ca niște rog nevrednici, cu milință aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacere ce au fost asupra poporului român prin marea lui unire într-o singură țară românească și creștină. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul te slăvim, îți cântăm și te laudăm. Și iarăși, căzând înaintea ta, mulțumim, rugând cu milință nemăsurată și nespusa ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi atunci rugăciunile robilor tăi și cu milostivirea ai învrednicit a lăsă prin cerurile așa de acum înainte, învrednicește a spori în dreapta credință, în dragoste către tine și către aproape și între toate faptele bune și a dobândi ale tale binefaceri, împreună cu toți credincioșii tăi, mântuiește-ne de toată rea o întâmplare, dăruindu-ne sănătate, pace și liniște. Dăruiește, Doamne, dregătorilor noștri, Duhul înțelepciunii și a iubirii de oameni, care întărește popoarele și înalță. Înnoiește în inimile judecătorilor Duhul cel drept care luminează și învață tot adevărul. Revarsă în păstorii sufletești ai poporului Duhul lepădării de sine pe care l-ai dat Sfinților, ucenici și apostoli când i-ai trimis în lume la propovăduire. Însuflă ostașilor noștri vitejia cea sfântă, izvorâtă din dragostea către Dumnezeu, către aproapele și către țară. Iar pe noi pe toți ne învrednicește să sfârim în fapte bune care fac pe oameni după chipul și asemănarea ta. Pomenește, Doamne, pe făuritorii mari uniri, pe toți eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român. Auzi-ne, Doamne, precum ai auzit cu milă și rugăciunile părinților noștri, când chemau ei ajutorul și îndurările tale asupra lor și asupra țării acesteia, în care se preamărește numele Tău. Ne învrednicește pe toți ca totdeauna mulțumire să Te aducem, cele bune să grăim și să cântăm Ție și celui prăzneșept al Tău, Părinte, cu preasfântului și bunul de viață, Făcătorului Tău Duh, Dumnezeului Celui Slăvit într-o ființă. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, Dătătorul nostru de bine în vecii vecilor. Credinciosului popor român de aici și de pretutindeni, conducătorilor țării noastre, dă-le, Doamne, sănătate, lungime de zile, pentru toate bunăsporire, și păzește pe dânsii pentru mulți și fericiți ani. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Vă fie viața numai lumină, ca în lumină să dăinuiți, pentru credință și mântuire, la mulți ani să Distinse domnule primar, distinse domnule deputat, domnule ministru, domnilor primar și viceprimar, domnilor consilieri și onorați invitați, iubiți elevi, ne aflăm astăzi la o zi mare, la împlinirea 99 de ani de la Marea Unire a Transilvaniei cu țara mamă,
Am împlinit 99 de ani și deja am intrat în pridvorul centenarului. Am apucat de poala celui de-al 100-lea an al țării noastre și al țării noastre unite și mari. Și Dumnezeu ne-a făcut astăzi să fim prezenți în această atmosferă de iarnă, în fața acestui monument al eroilor din Dărmănești și de pe Valea Protușului și Auzului, pentru a mulțumi lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra țării noastre, asupra neamului nostru românesc, în acești 99 spre 100 de ani de unire într-o țară mare, frumoasă și de Dumnezeu binecuvântată. Spun acest lucru pentru că în memoria mea sunt acum versetele din cartea Deuteronomului, care îi se spune: când vei mânca și te vei sătura, să-L mulțumești Domnului Dumnezeului tău pentru pământul pe care ți l-a dat ție. De aceea noi astăzi ne rugăm și ne-am rugat și la bisericile noastre și am mulțumit prea milostivului pentru tot ceea ce a revărsat în acești 99 de ani peste țara noastră și peste poporul nostru. Mai mult decât atât, îi datorăm și lui Dumnezeu, și o să mă acuzați poate că sunt subiectiv și vorbesc mai mult despre Dumnezeu, îi mulțumim și lui Dumnezeu faptul că suntem într-o țară unită în vremurile acestea. Pentru că la evenimentul de acum 99 de ani au fost mai mulți factori care au contribuit pentru această unire. În primul rând, conjunctura în care se afla lumea de atunci. Mă gândesc la principiul autodeterminării popoarelor spus de președintele Woodrow Wilson al Statelor Unite și de la acest principiu în perioada aceea au pornit în toate țările, mai ales din centrul și din estul Europei, au pornit mișcări care mergeau pentru această autodeterminare. De aceea nu numai noi românii, ci și finlandezii, și estonii, și letonii, și lituanienii, și polonezii, și cehii, și slovacii, și croații, și turcii, au fost popoare care s-au mișcat în acea perioadă. Și dacă n-ar fi fost contraofensiva bolșevică, s-ar fi mișcat și ucrainienii și popoarele din Caucaz. Deci dacă interesele tale nu coincid cu interesele celor mari, atunci este destul de greu să înfăptuiești un lucru din acesta. Peste acestea însă a venit vitejia armatei române din vara 1917 și eu chiar am fost cu credincioșii pe 6 august de schimbare la față la Mărășești, la momentul acela, împlinirii 100 de ani de la bătălia de acolo. Deci dacă armata noastră nu s-ar fi luptat cu o bărbăție pe care noi o știm din cărțile de istorie și care încă nu este pusă în valoare atât cât trebuie, de bună seamă că am fi vorbit astăzi de pe alte coordonate. Însă peste acestea, un rol covârșitor îl are și prea milostivul Dumnezeu. Pentru că, mi-aduc aminte cât de frumos în vara trecută, am sărbătorit 100 de ani de la intrarea României în război, de sărbătoarea Dormirii Maicii Domnului, dar în toamna imediat următoare, istoria noastră foarte puțin menționează, au fost niște eșecuri ale armatei române, așa că vorbesc de Turtucaia, vorbesc de Flămândă, de Topraisar, iar pe 6 decembrie de Sfântul Nicolae 1916, armatele germane au intrat în București. Foarte puțin spun că Iașul a fost pentru 2 ani de zile capitala de război. Iașul a fost capitala României în perioada aceea. Acolo s-a strâns toată administrația. Contribuie la problema de atunci și un accident feroviar întâmplat la Iași, cel mai cumplit din perioada aceasta, așa că România era într-o perioadă de maras. Însă, pentru faptul că armatele noastre au oprit pe aliniamentul acesta până în Vrancea, trupele puterilor centrale, și pentru că mai târziu conjunctura aceasta a războiului a făcut să se schimbe puțin, noi datorăm și lui Dumnezeu, pentru că la începutul 1918 și în mai, noi semnăm o pace de la Buftea București, nepotrivită pentru noi, ca să nu spun catastrofală. Regele Ferdinand nu a vrut să ratifice, să semneze acest lucru. Una din cele mai mari femei ale neamului românesc, Regina Maria, soția lui, striga spunând: nu este nimeni în stare să-l oprească pe rege, să nu semneze lucrul acesta. Ferdinand nu semnează pacea de la Buftea București și războiul se schimbă.
că în toamna lui 1918, iar dintr-o țară care în mai semna, eram pe punctul de a semna o pace destul de grea pentru noi, în 6-7 luni de zile, la 1 decembrie, Dumnezeu a întors soarta războiului și a contribuit la făurirea României Mari. Așa că se cuvine și prea milostivului să-i aducem mulțumirea aceasta în fața acestui monument frumos sfințit de noi în toamna aceasta, cuvântul monumentele din limba greacă. Mimion înseamnă a se aminti de ceva cu plăcere, a pomeni ceva, că poți să-ți amintești de cineva și cu mai puțină plăcere. A pomeni, de aici vine și cuvântul de Eonia Imnimi, care înseamnă veșnică pomenire, ca să fiu un tren, să vă spun și în turcă și în rusă, știți de ce spun lucrul acesta? Pamiat, pamiat nică rusă înseamnă la fel pomenitor, anât în turcă, deci ceva un loc care ne amintește nouă despre un lucru de mare preț. A pomeni pe cineva înseamnă a vorbit doar de bine și a te ruga pentru el. De aceea noi vă felicităm pentru prezența și pentru organizarea acestei manifestări dedicate zilei de 1 decembrie. Vreau să fie și o lecție pentru copiii care sunt aici și pentru toți cei care suntem de față și chiar dacă suntem în atmosfera aceasta nu prea potrivită, să ne amintim că la răzvoare ostașii noștri s-au luptat așa cum i-au prins vremea în cămăși, îmi spune istoria, și mai puțin decât cămăși, deci s-au luptat pe o căldură destul de grea, de puternică, pentru țara aceasta. Dumnezeu să binecuvinteze România, Dumnezeu să binecuvinteze pe toți românii, din toate timpurile și locurile, și la anul pe vremea aceasta să ne bucurăm pentru plinirea unui centenar de la acest mare eveniment. Să vă dea Dumnezeu sănătate, să trăiți la mulți ani! Preacucernici părinți, domnule ministru, domnule deputat, domnilor primari, stimați invitați, dragi dărmăneșteni. 1 decembrie este un moment de cotitură în istoria țării noastre. De 2000 de ani, cei care au trăit pe aceste meleaguri au luptat să făurească un stat puternic, să devenim o nație respectată în Europa și nu numai. Acest mare ideal, așa cum spunea Părintele Prepeliță mai devreme, am reușit să-l înfăptuim la 1 decembrie 1918. Așa am reușit cu foarte multe sacrificii pe care nu le știm sau știm prea puțin din marile sacrificii a neamului românesc. Spuneam, am reușit să devenim un stat național unitar. Sigur că este cea mai importantă zi, din punctul meu de vedere, în istoria acestei nații. Avem în spatele nostru o parte din cei care s-au jertfit pentru a reuși să ne atingem acest ideal. În primul rând, acei eroi care au murit pe câmpurile de luptă pentru a ne atinge obiectivul. Sigur că foarte important este să amintim aici și crema, elita societății românești care au reușit să înțeleagă foarte clar și foarte bine că doar unindu-ne devenim o forță. Această crema societății românești, intelectualitatea și nu numai, a reușit în 1918 să îndeplinească acel ideal pe care, așa cum spuneam, de 2000 de ani mi-l doream. Astăzi sărbătorim 99 de ani de la acest eveniment. Suntem un stat recunoscut în Uniunea Europeană, suntem un stat modern, suntem un stat care poate că nu răspunde idealurilor pe care intelectualii din 1918 le aveau, dar cred eu că suntem pe drumul cel bun. Dragi români, să fim mândri că trăim într-o țară care încearcă și la acest moment, la 99 de ani de la semnarea Unirii, Marii Uniri, să-și găsească drumul în Europa și în lume. Iar voi, generațiile tinere, să nu uitați
că acum 99 de ani mulți s-au jertfit pentru a atinge acest obiectiv. Mă bucur că am reușit anul acesta, toamna anului 2017, să sfințim acest monument care ne amintește de jertfele celor care s-au pierdut, s-au prăbădit pentru a ne atinge acest obiectiv. Vă doresc tuturor românilor, oriunde ați fi, în țară, în străinătate, în Dărmănești, în județul Bacău sau în România, la mulți ani. Îl rog pe domnul deputat Constantin Avram să ne transmită mesajul dumneavoastră. Mulțumesc, domnule primar, onorat zbor de preoți, onorați primari, consilieri locali, dragi dărmăneșteni. Evident că 1 decembrie pentru noi, pentru fiecare dintre noi care simțim și trăim românește, trebuie să însemne în primul rând ziua de naștere a națiunii române. Și dacă 1 decembrie este ziua de naștere a națiunii române, ar trebui ca de fiecare dată, cu prilejul acestei zile, să încercăm un sentiment de mândrie, un sentiment de mulțumire, un sentiment de liniște. De 1 decembrie trebuie să ne aducem aminte de sacrificiul suprem pe care l-au făcut ostașii armatei române pe câmpurile de bătălie pentru reîntregirea țării și pentru păstrarea credinței străbune ortodoxe. Evident că, la fel de evident este că noi, cei care la diferite nivele reprezentăm administrația locală, Guvernul României, Parlamentul României, trebuie neapărat ca de fiecare dată de 1 decembrie să reafirmăm identitatea națiunii noastre în concertul marilor națiuni ale lumii. Și să amintim tuturor că deși la anul o să servăm 100 de ani de naștere a națiunii române, poporul român este aici de 2000 de ani. În numele Camerei Deputaților vă transmit un gând bun de împlinire, de sănătate, de progres. Dumnezeu să binecuvânteze poporul român, la mulți ani România, la mulți ani dărmăneșteni, la mulți ani tuturor. Mulțumesc, domnule deputat, și îl rog pe bunul meu prieten, domnul ministru Viorel Ilie, să ne transmită mesajul dumneavoastră. Vă spun și eu bun găsit și mulțumesc pentru invitație, domnului primar, preacucernici părinți, domnule deputat, domnilor primari, domnilor consilieri locali, distinsă audiență. După frumosul cuvânt istoric și creștin adresat de Părintele Pepeliță și incursiunile în istorie a colegilor mei antevorbitori, eu aș vrea doar să vă spun că este datoria noastră să ne amintim de înaintașii noștri, de tot ceea ce istoria ne-a arătat că poporul român este un popor de oameni viteji, un popor de oameni curajoși, un popor creștin, un popor de oameni drepți. Sărbătorim astăzi Marea Unire, 1 decembrie 1918. Îmi place să mă gândesc la acest lucru și să învățăm din acest lucru că prin unire am devenit o forță, am devenit puternici. Îmi place să cred că toți învățăm că împreună și uniți în comunitățile noastre, prin familiile noastre, suntem și noi mai puternici. Vă invit să fim uniți și să ne gândim la ceea ce ne-au arătat înaintașii noștri, că ne dă forță și putere să depășim atât provocările pe care Dumnezeu ni le arată și viața ne provoacă, să trecem cu bine peste ele, dar și să ne întâlnim
în astfel de momente festive, să sărbătorim cu bucurie Ziua Națională a României. La mulți ani, dragi târmăneșteni, la mulți ani, dragi români, la mulți ani, România! Mulțumesc domnului ministru. Urmează ceremonialul de depunere de coroane, după care un program artistic. Depune coroană Camera Deputaților, delegația este condusă de domnul deputat Constantin Avram. Se pregătește Consiliul Județean. Delegația Consiliului Județean este condusă de domnul consilier județean Adrian Popescu. Delegația este condusă de domnul director Ilieș Petrică. Se pregătește municipiul Moinești. Delegația municipiului Moinești este condusă de domnul primar Valentin Vieră. Pregătește Târgu Ocna. Delegația orașului Târgu Ocna este condusă de domnul primar Ștefan Șilotie. Pregătește orașul Zărin Moldova. Delegația orașului Zărin Moldova este condusă de domnul primar Baciu Gheorghe. Se pregătește delegația de la Primăria Comunei Dofteană. Delegația Comunei Dofteană este condusă de doamna viceprimar. Se pregătește delegația Comunei Solonți.
Delegația Comunei Solon este condusă de domnul primar Alexandrescu Eusebiu. Se pregătește de delegația Comunei Zeme. Delegația Comunei Zeme este condusă de domnul primar Răzvan Tudose. Se pregătește delegația Consiliului Local Dărbănești. Delegația Consiliului Local Dărbănești este condusă de domnul viceprimar Mihai Buzatu. Se pregătește Asociația Cultul Eroilor. Delegația Cultul Eroilor Dărbănești este condusă de domnul colonel Roman Viorel. Se pregătește detașamentul de jandarmi Moinești. Se pregătește Liceul Tehnologic Dărbănești. Delegația este condusă de doamna director și director adjunct. Se pregătește Școala Generală Boista. Pune coroane de Școala Generală Boiștea, delegația este condusă de doamna director. Se pregătește Brucăria Tadio Pan. Se depun coroane din partea Brucăriei Tadio Pan. Se pregătește Asociația Habitatul Romanic Icomănești. Delegația este condusă de Natalia Buzescu. Ceremonialul de depunere a coroanelor s-a încheiat. Urmează un program artistic. Vă rog să rămâneți alături de noi, să vedem frumosul program artistic. Ajută, Doamne, pe români, iei tu povara grea din spate,
din veacul lungi suferință. La lin liman din nou scoate. Ajută-l, Doamne, că e bun și înțelept, poet și faul. Sub fruta lui de arpe gris, el are inimă de aur. Ajută-l, Doamne, căci din veac nădejdea lui e doar la tine. Istoria l-a răstignit și a răspuns cu rău la bine. Ajută-l, Doamne, pe român, când mal primești zarea scapă, pe sine să se regăsească, de griji, tristeți, nevoie scapă. Ajută-l, Doamne, pe român, iei tu povara grea din spate, din veacul lung de suferință, la lin liman din nou scoate. Ah,
sărghicești, fata îndecătenie, mareamă și zădie. La mijlocul cingătoare, obrajul și cauflare, băieții au toți țar, cuși mi-au uit așa de mare. La mijloc au vreie, late sunt legate într-o parte. Iată-mă, sunt româncuță, ca micuță, dar drăguță. În picioare am o min și la vreun port tricolor, pe cap am membrană cu flori. Iată-mă, sunt românar, tata zice câți feciori, iar mama pâșor. Mă îmbracă, mă gătește, uite așa pe românești. Copiși cu zurgălări, cum stă bine la flăcăi și cu cușma mă spre ureche ca să le fie dragă. La mulți ani, iubită țară, te iubim cu mic, cu mare, strimioara mică, înălțăm mare urară. Noi copiii României, vrem să fii cea mai frumoasă, care ești o bună mamă, care ești o bună casă, zile bune, fericite, pentru toți românii-am vrea, că ești cea mai minunată mândră țărișoara mea. Din vremuri trecute, suntem une ambe punte, stăpânta noastră țară, n-am călcat hotară, acasă-i România, acasă-i tricolorul. Suntem una cu țara, că noi suntem poporul. Acasă este gria, pădurea și zborul. E doina și vioara, eroi ce și-află somnul. Împrăștii iar prin lume, amele neamuri bune, cu dor prințe străine, muncesc pentru o pâine. Acasă-i România, acasă-i tricolorul. Suntem una cu țara, că noi suntem poporul. Acasă este glia, pădurea și zborul. E doina și vioara, eroi ce și-află somnul. Pe ulițe ierbate, doar vântul as mai bate, biserica bătrânării, clopot nu mai sună. Acasă-i România, acasă-i tricolorul. Suntem una cu țara, că noi suntem poporul. Acasă este glia, pădurea și zborul. E doina și vioara, eroi ce și-află somnul. Români din lumea largă, dacă vii țara dragă, veniți, n-o lăsați prază, străinilor să cadă. Acasă-i România, acasă-i tricolorul. Suntem una cu țara, că noi suntem poporul. Acasă este glia, pădurea și zborul. E doina și vioara, eroi ce și-află somnul. Pâinea de Mihai Eminescu, de la Nistru până la Tisă, tot românul plânsul mi s-a, că nu mai poate străbate de atâta străinătate. Din Hotin și până Marele Muscali, dacă l-are, de la Mare la Hotin, mereu calea noație. Din Boian la Batadonia, umplut-o mii de corni. Și străinul de dopaște nu te mai poți cunoaște. Sus la munte, jos la vale, și-a făcut dușmanii cale. Însă doar până să cere, nu mai va drăgace. Vai de pietră, măn săracul, îndărătă de caracul. Nici îi merge, nici se îndeamnă, nici nu e
este toamna, toamnă, nici vara, vara lui, și străin în țara lui. De la turnul Dorohoi, cur dușmanii în puhoi, și s-așează pe la noi. Și cum vin cu drum de fier, toate cântecele pierd, zboară păsările toate, de neagra străinătate. Numai braspinului la ușa creștinului, își dezbracă țara sână, codru frate cu românul, de secure se tot pleacă, și zvoarele îi seacă, sărac în țara săracă. Cine au îndrăgit străinii, încar inima câinii, încar casa buschia și neamul nemernicia. Ștefane, Maria ta, tu la Budna nu mai sta, lasă arhimandritului toată grijă schitului, lasă grijă sfinților în seama părinților. Clopotele să le tragă, ziua întreagă, noaptea întreagă, să îndura Dumnezeu ca să-ți mântui neamul tău. Tu te înalță din mormânt să te aud din cor sunând și Moldova adunând. De-i suna din cornă, dar o să adun Moldova toată, de-i suna de două ori, îți vin cod din ajutor. De-i suna și-a treia oară, toți dușmani o să piară, din hotară în hotară, îndrăgi arciorile și spânzurătorile. Nu plânge, Maică Românie, nu plânge, Maică Românie, ca să mor neîmpărtășit. Un glonț pornind spre pieptul tău, cu pieptul meu eu l-am oprit. Nu plânge, Maică Românie, pentru dreptate noi pierim. Copiii noștri peste veacuri, onoare ne vor da, o știm. Nu plânge, Maică Românie, adună tot ce-i bun sub soare. Ne cheamă și pe noi la praznic, că România va fi mare. Și o român, de Vasile Alexandrin. Juni ostașa țării mele, însemnat cu stea în frunte, dragii mei vultani de câmpuri, dragii mei șoimani de munte. Am cântat în tinerețe strămoșați ca vitejie, vitejie fără seamă pe acel timp de grea urgie, ce la vechiul nostru nume a adaos un renume, dus pe Dunărea în mare și din mare dus în lume. Vin acum la rândul vostru să vă aduc o închinare, vin cu inima crescută și cu sufletul mai tare. Ca eroi din legende vin să vă privesc în față, ce-ați probat cuvântul vostru, lumea pusă în mirare, că din vulturi, vulturi naște, din stejar, stejar lăsare. De la domn până la o vincă, tuși de o soartă norocoasă, v-ați legat în logodire cu izbânda glorioasă și-ați făcut ca să pricepem a trecutului mărime, măsurându-vă de seamă cu a strămoșilor înălțime și arătând, precum prin nor, mândrul soare se arată, cine am fost odinioară, cine iar vom fi odată. Să trăiți pe cior de oaste, Domnul Sfânt să vă ajute, a străbate triumfalnic în cetăți și în redute. Ca la Rahova cu Dunul, ca la Crivița cu zborul, ca la Plemna unde azi să șterg din tâi aș pus piciorul. Înfruntând pe os magaziu și prin brav de bărbăcie, ridicând o țară mică peste o mare împărăție. Oh, vitej de viță veche, auziți îndepărtarea, acel vuiet fără nume ce răsună ca o mare? Sunt bătăile de inim al întregui neam al nostru, ce răsună zi și noapte dorul lui cu dorul vostru. Sunt vărsările de lacrimi pentru acel care se stinge, sunt urările voioase pentru acel care învinge. O români, în fața voastră, colon tainica cea zare, vedeți voi o rază vie care încet, încet răsare. Străbătând prin umbra deasă, de un secol adunată, e voiosul fapt de ziua, mult dorită, mult visată. E lumina reînvierii, e luceafărul sperării, e triumful luptei voastre, soarele neatârnării. Dragii mei,
mei, din focul luptei oțeliți când vă întoarce la cămin, unde românca așteptând suspină toarce, tot poporul, rudă, frate, soră, mamă și părinte, ca la domn cu pâini și sare vor ieși vouă înainte, căci din voi fiește care poartă în frunte o cunună și de gloria de astăzi și de gloria străbună. Pas, dar pas, tot înainte, timpul vechi din nou zorește, viitorul României dat amuguri ce încolțește. Țara mea, avem o mândră țară, prin timp deja la mare, strămoșii se luptară, s-o scape de stăpâni. A singur noi români, suntem mâinea stăpâni, sus inima români! O lege avem străbună, prin veacuri de furtună, ea n-a putut să apună, strivită de făgâni. Ne-a fost cer sfântărie și în vece să ne fie, sus inima români! În țara românească, de-a purul să trăiască, credința strămoșească și graiul din bătrân. Pre Domnul țării gândul, de-a purul neavândul, sus inima român. Noi vrem să ne unim cu țara, bunicii noștri au decis la Alba Iulia, punând în fapt străvechea nostru vis. La 1 decembrie mai plâng, istoria privește noi, se înalță în soare, rând pe rând, dragi chipuri de români eroi. Să ne amintim mereu de ei, se prețuim că-și ne-au dat viață, mereu să căutăm în ei tărie, încredere, povață. La 1 decembrie auzim în suflet, limpedea și clara, strigarea unui neam întreg, noi vrem să ne unim cu țara! Nu uita că neamul românesc așteaptă multe de la mine. El m-a născut și e firesc la bine să răspund cu bine. Eu cu nimic nu-s mai prejos de cei născut în țări străine, la fel de clar și de frumos vibrează viața și în mine. De suflet și de minte eu mă îngrijesc cum se cuvine, de aceea știu că țara mea se poate vizui pe mine. Că sună îndepărtare, o doamnă strămoșească, sărbătoriți, fiți mândri, dragi români, e ziua țării noastre. Marea zi de sărbătoare, la români între hotare, cu cântec să îmbogățim și cu joc să veselim. Hai să întindem hora mare, fete și feciori, să dansăm cu micu mare, ca la sărbători. Ajută-l, Doamne, pe român, ia-i tu povara grea din spate, din veacuri lungi de suferinți, la lin liman, din nou îl scoate. Ajută-l, Doamne, că e bun și înțelept, păiesc și faul, sub crusta lui de aspre griji, el are o inimă de aur.